Salut, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt cum se conectează un motor de hoverboard fără senzor. Este un senzor în interiorul motorului și nu mă conectez la el. Este doar firele, le-am izolat aici, le-am pus cu bandă. Folosesc doar aceste trei fire. În cazul meu am pus maron cu verde, galben cu galben și albastru cu albastru. Se alimentează la 36, între 36 și 48, rest 350 de W. Nu înțeleg chineză de nicio culoare, dar asta când, din această cauză, când m-am uitat pe mufe, priviți, totul în chineză. Foarte pe scurt, vreau să arăt cum l-am conectat. Ce vreau să spun, aceste mufe sunt 16 la mine. Sunt foarte multe configurații. La mine sunt 16 în total. Vreau foarte pe scurt să arăt cum l-am făcut eu. Aici e sursa mea, care a fost o sursă foarte bună. A fost, da? Acest motor produce curent și mi-a produs, nu știu ce s-a întâmplat, că mai mult ca sigur că mi s-a distrus sursa, o să-mi cumpăr o sursă mai clasică, voi vedea, poate o să repar pe aceasta, dar nu despre asta e vorba. Acum am un 39, că nu se vede pe sursă. După ce am conectat acestea, ce mai trebuie făcut? Am conectat firele acestea două roșii. Aici sunt lipite între ele, altfel nu pornește driverul. Sub nicio formă. Negru aici e minus, acesta cu galben e plus. Da? Și în rest aici n-am făcut absolut nimic decât am legat un potențiometru de, cer scuze, potențiometru de vreo exact de 10 kΩ. Funcționează și cu 5, cred, nu știu sigur. Eu cu acesta am făcut probă de 10 kΩ. În rest am lăsat firele exact așa cum sunt. Din moment ce am setat aici tensiunea, nu rămâne decât să rotesc acest potențiometru. Iată. Vibrează masa. Să pornim foarte încet. Acum mi-a ieșit mufa, îmi cer scuze. Mi-a ieșit mufa de la potențiometru. O să-l țin cumva. Așa. Iată ce ușor se învârtește. Învârtim potențiometrul. Progresiv, din ce în ce. Iată, aceasta este turația maximă. O turație mică, foarte mică. Pot să măresc până la 48. Dacă vreau, iată, să și cunoaște sunetul. Acum 40 pe sursă. O să mai măresc puterea sursei. Am acum la sursă 41,2. Acum am 41,4. Am 41,5. Și iată ce frumos lucrează. Acolo voi porni brusc. Opresc. Nu știu care sunt firele de la frână. Încă n-am descoperit. Sau dacă are frână. Unele au frână. Se unesc două fire și este o frână de urgență. Deci cam atât pe scurt. Am vrut să vă arăt cum am conectat eu. Repet. Se unesc aceste două fire roșii. Da? Se pune potențiometru de 10 kΩ la cablu. La mine, în cazul meu,
Este negru, verde și roșu. Negru, verde și roșu, culorile. Dacă mai e unul asemănător, dar nu funcționează cu acesta. Este negru, maron și albastru. Nu are nicio legătură. Am încercat să pun potențiometru, sincer, să fiu acolo cu puțin risc. Cam așa conectăm un motor. Mai sunt și alte posibilități, dar n-aș vrea să fac film lungometraj. Să văd dacă am cumpărat astăzi asta. Foarte frumos lucrează, îmi pare rău, mi-e rușine să spun, și ars. Am atins două fire. Firele acestea de la motor am atins și s-a ales praful. Asta funcționează la o tensiune foarte mică, deci de asta se mulțumit între 12 și 36 de volți, cred. Acesta nu mi-aduc bine aminte. Are radiator aici, eu l-am desfăcut să-l repar. Unele au, unele nu au, al meu a avut. Mi-a dat și potențiometrul la el.